Ziua. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici. Numele meu este Alexandra Conrad și după 9 ani de activitate în cadrul Medihelp Internațional am fost numită director general al companiei. Direcția noastră, aș vrea să vă spun de fapt câteva lucruri despre strategia noastră de dezvoltare. În primul rând dorim să ne menținem relația cu brokerii cu care colaborăm în prezent. Prin dezvoltarea de proiecte care să ne aducă vânzări noi, New Business. De asemenea, dorim să atragem alți brokeri din piață cu care nu am mai colaborat. Deci, ne dorim și atragerea de noi brokeri, de noi colaborări. Pot să vă spun, de asemenea, că, pe lângă această dezvoltare locală, ne dorim și o dezvoltare regională și până la finalul acestui an o să vă pot să vă ofer mai multe detalii cu privire la uh, penetrarea unei alte piețe într-o altă țară din Europa. Uh, lucrăm și la dezvoltarea unui plan care să se adreseze segmentului de corporate care cumva din punctul de vedere al prețului să se apropie cât mai mult de uh, partea de deductibilitate și uh, nu aș vrea să uit și faptul că vă invit să accesați platforma MediHelp Academy. Este o platformă care vă oferă foarte multe informații cu privire la asigurările private de sănătate. Vă invit să vă logați cu user și parolă, nu o să regretați. Am primit o întrebare din partea, din partea, unui broker din sală care a cedit o știre pe unul asig în care spunea că vreți să cumpărați portofoliu de asigurări de sănătate al unui broker. Eu nu știu dacă brokerii de la noi au astfel de portofolii separat pe care ar putea să le tranzacționeze. Adică să renunț la ceva ce îmi place, e bun, l-am dezvoltat ca să... Dacă poți să ne dai o lămurire. În Noi ne-am dorit trec. să achiziționăm un portofoliu de asigurări de sănătate profitabil, desigur. Deci aceasta este dorința noastră pe care ne-am și exprimat-o. Acum, dacă există sau nu, dacă există foarte bine venim în întâmpinarea lui. Dacă nu există, mergem mai departe, ne dezvoltăm, pe, ne dezvoltăm portofoliul existent de clienți. Mulțumesc frumos pentru lămurire. Am înțeles că ai și câteva slide-uri? Poftim. Am înțeles că ai câteva slide-uri? Nu, nu am slide uri Nu am pregătit nimic. Am pregătit doar un speech liber. Am vrut, de fapt, dorința mea a fost să mă prezint dumneavoastră, pentru că nu mă cunoașteți și am vrut să mă fac cunoscută. Uh, mai departe, îmi doresc foarte mult o colaborare cât mai fructuoasă. Mm, întrebarea mea inițială era ce vă diferențiază de un asigurător, ce vă diferențiază de un broker? ce ne diferențiază de uh, un asigurător este faptul că noi nu subscriem riscul. Deci suntem un broker, lucrăm cu un asigurător în prezent. Ce ne diferențiază de un broker? Ne diferențiem prin faptul că oferim asistență clienților noștri prin intermediul unui departament de customer care special creat. Și de asemenea, avem pentru brokerii cu care colaborăm, avem și un departament dedicat de uh, colaborare cu brokerii. Mi s-a șoptit în cască, cum se spune la televiziune, că aveți și un filmuleț. Avem și nu știu de ce nu rulează în momentul acesta. Nu rulează pentru că nu i-am dat drumul încă, dar o să ruleze imediat da. pentru că s-a auzit deja la, la microfon. E ceva ce vreți să comentați sau doar vreți să nu, vedem? Să doar să-l vizionăm. Ok. O să-i rog colegii de la tehnic să... Din câte știu, are 53 de secunde, nu? Uh, da, cred că da. Uh. Bun, în final, care e mesajul tău către, către piața de, de brokeraj? Unde vezi viitorul ei? Și aproape că te-aș întreba și de partea cu schimbările legislative, dacă, vrei, dacă ai, vezi ceva în plus față de ceea ce s-a spus la panel. Hai să începem cu modificările. Legislative? Da, în, în legi, în norme, în Mie mi-ar plăcea foarte mult să mai crească acea sumă deductibilă, pentru că ne cramponăm de ea. Angajatorii, la momentul acesta, aș doresc să ofere beneficii uh, angajaților pe parte de asigurări medicale, dar doresc să se încadreze în acea limită de 400 de euro, limită care, sumă care este destul de scăzută, să zic, pentru, mai pentru de asigurări fații. de sănătate în momentul ăsta. Uh, rezonabil de acoperitoare la nivel de 400 de euro pe an, cât e deductibilitatea? găsești ceva să oferi angajatului, cumva să nu spui că nu oferi nimic. Ceva limitat pe parte de ambulatoriu, consultații, deci ceva foarte limitat din punctul meu de vedere. Și cât ar fi un nivel de deductibilitate pe care să-l considerați, să spunem, rezonabil și care să împingă această piață asigurărilor de sănătate? 800-1000? Da, 800-1000 ar fi minunat. <laughs> Ok. Da. Să știți că mai există o solicitare din partea asigurărilor de viață să se ridice nivelul de deductibilitate. Și suntem într-un an electoral în care se întâmplă lucruri minunate pe care o să le plătim anul viitor. Probabil. Asta a fost cel puțin opinia celor care au fost în, în, în panel. Pe partea de asigurări de viață aveți ceva planuri noi? Deci înțeleg așa, partea de sănătate vreți să cumpărați un portofoliu, partea de de business. Vreți să dezvoltați. Nu, partea de pregătire profesională e MediHelp Academy. Da, așa okay. este. La ea au acces toți brokerii, toți asigurătorii, oricine din piață, oricine din afara pieței Exact, așa este. Da. Oricine ne solicită acest lucru are acces, accesul este gratuit. Cu ce vă diferențiați de. Să spunem de ceea ce face ISF-ul, de ceea ce face uh, Profiduciaria, îmi vin câteva nume în, în minte, adică ce facem plus această Academie. Materialele pe care le regăsiți pe MediHelp Academy sunt materiale care uh, fac referire doar la uh, informațiile legate de asigurări de sănătate. Noi, fiind specialiști pe uh, segmentul acesta de business, nu oferim alte informații. Deci, pe medihelp Academy veți regăsi informații legate de uh, asigurări de sănătate și atât. Înțeleg că acum concentrarea este pe, pe sănătate. Pregătirea e pe sănătate, da. e orientarea către portofolie, către sănătate așa dezvoltarea este. și v-ar ajuta partea asta cu deductibilitatea. Foarte mult, da, ne-ar ajuta. Un cuvânt de să, să să finalizăm discuția noastră. E un fel de interviu, așa. Pe partea de asigurări de, de viață cu care ați început, uh, unde, unde vedeți dezvoltarea lor? În momentul ăsta înțeleg că piața de asigurări de viață, înțeleg. Văd din cifre că nu numai că e plafonată, autoplafonată la un nivel de 20% din total piață, ea ca volum a crescut, dar a rămas tot la pe la 20%. Ei bine, anul ăsta e la 16%. Eu înțeleg doar că ă, noi ne îndreptăm atenția doar către asigurări de sănătate. Deci nu avem în strategia de dezvoltare, nu este inclusă și partea aceasta de a dezvolta ceva pe partea de asigurări de viață. Dacă în viitor vom avea și această strategie, cu siguranță voi veni și vă voi comunica. La momentul acesta suntem specializați pe acest segment și ne vom menține doar pe această direcție. Bun. De reținut că ceea ce vă preocupă, vă interesează, vă antrenați și pe alții, este zona asta de asigurare exact, de, 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 de sănătate. Uh, creșterea nivelului de trai despre care am vorbit e reală, chiar dacă oamenii nu o simt pentru că au trecut gradual prin, uh, prin ea. Uh, creșterea, creșterea venitului mediu uh, la nivel uh, e de patru ori față de cât era în uh, 2007. Nu se resimte și în zona de, de asigurări. Pe de altă parte, Bucureștiul, care reprezintă cam jumătate din PIB-ul uh, României, sau aproape jumătate din PIB-ul României, are un nivel, cetățenii care sunt în București au un nivel uh, mediu, au un salariu mediu similar cu salariul mediu din Uniunea Europeană. Cât de mare e potențialul în direcția asta de a-și cumpăra asigurări de sănătate niște oameni care au bani cât au ceilalți europeni? foarte mare este potențialul, doar că trebuie să mai lucrăm la educația oamenilor în zona aceasta pe partea de asigurări de sănătate uh, pentru că românii, din ce am observat, sunt mult mai deschiși să-și achiziționeze ultimul tip de iPhone uh, decât o asigurare de sănătate. Și atunci... Aici m-am slovit, că și mie îmi plac iphone <laughs> Și atunci uh, consider că este foarte important să uh, lucrăm împreună uh, la educarea Publicului țintă. Vestea, vestea bună este că pe lângă iPhone am și asigurare de sănătate. Perfect! Știu cum funcționează și chiar am, chiar am folosit-o. Și dacă e cineva în sală care, deși e broker, nu are asigurare de, de sănătate, eu v-aș recomanda să vă faceți, pentru că niciodată nu știi când o să verifici funcționarea ei. Dacă despre durata de viață putem să spunem că durata medie de viață a crescut și că va crește în continuare, așa arată cifrele, și că ne putem aștepta să trăim mai mult cu riscurile de rigoare pe care cu toții ni le asigurăm, partea de sănătate, dacă în clipa asta ți-ai făcut asigurarea, a doua zi, poți să ai nevoie de, de, de ea. Asta uh, a fost un gând al meu când m-a întrebat, întrebat cineva dar de ce ți-ai făcut asigurare de sănătate. Nu acum am făcut una, am făcut ceva care nu exista pe piața uh, românească. M-am întrebat ce se va întâmpla după vârsta de 65 de ani, pentru că erau asigurători care te asigurau până la 65-68 de ani. Ei, pe piața externă există și asigurători care te asigură până la finalul vieții. Uneori primele sunt legate de starea ta de sănătate. Dacă te-ai operat la un genunchi, a doua oară la genunchiul ăla nu te mai despăgubește compania de asigurare, dar există și companii care îți cresc prima de asigurare cu o sumă rezonabilă, 30, 40, 50 de euro pe an în funcție de vârstă, 20 de euro și mai departe. Indiferent de starea ta de, de, de sănătate. Acum, astea au fost nevoile mele, ca și, ca și client. Am găsit asigurarea potrivită. Aveți alte vârste, aveți alte preocupări, aveți alte gândiri, aveți altă uh, cultură și educație. Asta uh, și probabil că veți accesa alt tip de asigurări de, de sănătate decât am făcut-o eu. Este o pledoarie pentru asigurările de, de sănătate. Mi-ar fi drag să aveți cu toții și asigurări de, de, viață, pentru că prima întrebare pe care vine și ți-o pune clientul, eu dacă aș fi client și ați încerca să-mi vindeți o... Oh, să-mi promovați, hai să nu zic să-mi să-mi promovați, să mă faceți conștient de ce fel de asigurare aș avea nevoie și că e un tip nou și că mi-ar fi folositor și dacă te-ai gândit la aia, dacă te-ai gândit la aia, altă și așa mai departe, prima mea întrebare pe care v-aș pune ar fi, dar dumneavoastră v-ați cumpărat tipul ăsta de asigurare, îl aveți deja, și la această întrebare, nu vreau să fac un sondaj în, în sală și nici în zona de industrie de asigurări, dar sunt oameni care lucrează de foarte mulți ani în asigurări și nu au asigurările pe care le, le promovează. Sigur că nu poți să le ai pe toate. Am măcar astea esențiale, ar fi bine să le ai. Sunt un, sunt un fan al industriei și sunt de. Peste 25 de ani fan al industriei de, de asigurări, și mi-am făcut toate asigurările de care am crezut că am nevoie, și ale obligatorii, și cele facultative. Și eu o să continui să fac în continuare lucrul ăsta și să-l promovez, pentru că eu cred că facem un mare bine oamenilor. Oamenilor care nu se gândesc întotdeauna la binele lor. Mare atenție să nu le faceți bine cu forța. Nu-i forțați să-și cumpere asigurări pentru că pe urmă se va întoarce asupra, asupra dumneavoastră. Uh, mă bucur că la această prima parte a, a conferinței văd atât de mulți broker relevanți și uh, asigurători uh, importanți. În cea de-a doua parte uh, o să avem. Uh, două lucruri foarte importante pentru piața de, de brokeraj de, de, asigurări. Prima parte ține de digitalizare și o să avem uh, trei soluții care vă pot proteja sau accelera businessul și un panel de discuții care inițial îl gândisem pentru asigurări de, 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 garanții și care, datorită complexității problematicii actuale în zona brokerajului de asigurări, a ajuns un Panel de diversificare a portofoliului. Nu mai vindem asigurări auto ce sau nu mai vindem așa de bine sau, sau, sau. Nu mai vindem asigurări obligatorii, ce altceva vindem. Diversificarea portofoliului e o preocupare a multora dintre, dintre dumneavoastră. Deci, soluții tehnologice și diversificare portofoliu după pauză. Și dacă mă uit la ceas... O să aveți o pauză ceva mai lungă. Este 11 și 16 minute. Și ca să uh, profităm de faptul că am fost foarte eficienți în această primă parte, o să aveți mai mult timp pentru networking. Așa că o să vă invit la o pauză de cafea, nu înainte de a da un rând de aplauze Alexandre Mulțumesc! Aici.